FRF a stabilit datele la care vor avea loc semifinalele Cupei României. Astra Giurgiu va disputa primul meci din penultimul act, miercuri 26 martie la ora 20:30 pe stadionul Ilie Oană din Ploiești. Returul de pe Marina Anastasovici este programat în data de 16 aprilie, tot de la 20:30. În interval de o lună, Astra și Petrolul se vor confrunta de 3 ori, pentru că în afară de meciurile din cupă se vor întâlni și în campionat în etapa 4-a pe 15 martie la Ploiești. Petrolul a câștigat sezonul trecut Cupa României, lucru care îi face să plece ca favoriți în aceste partide. Astra a ajuns și anul trecut în semifinale, dar a fost eliminată pe teren propriu de CFR Cluj, care a pierdut finala în fața Petrolului. Cele două rivale s-au mai întâlnit în Cupa României în sezonul 2011-2012, atunci când Petrolul a câștigat cu 1-0 și a eliminat Astra din optim. În campionat, ultima confruntare s-a încheiat tot cu victoria ploieștenilor, scor 1-2 în Giurgiu. Campionatul se reia vineri, 21 februarie, când Astra întâlnește pe teren propriu Corona Brașov. Fluierul de start al partidei se va da cu începere de la ora 20:30. Cu această ocazie, Astra Giurgiu va inaugura și noua tabelă de marcaj a stadionului Marina Anastasovici.